cu... Acestea sunt imagine cu suporterii români. Sunt 30.000 de suporteri așteptați astăzi în tribune la meciul România-Ucraina de la ora 16. Sigur, la miezul zilei se întâmplă acest meci, dar Ciprian Purice, toți ochii vor fi pe meciul acesta, e clar, vor fi și politicieni. Înțelegem că domnul Ciolacu, candidatul nostru, sau mă rog, candidatul PSD-ului la cursa pentru candidatura la prezidențiale, și-a făcut un drum către Germania și va fi astăzi în tribune să încurajeze echipa națională. Nu știu dacă va fi Marcel Ciolacu candidatul PSD la prezidențiale, pentru că n-a spus-o pe nicăieri. Adică eu am întrebat și pe toți cei din PSD pe care îi cunosc, chiar la vârful PSD, nici măcar în discuții informale, chiar cele recente, Marcel Ciolacu n-a spus că va candida la prezidențiale. A rămas așa un soi de Consiliu Politic care se va face înaintea Congresului de peste 2 săptămâni sau 3 săptămâni, unde se vor stabili candidații PSD la prezidențiale care să fie validați în Congres. Dar deocamdată noi doar presupunem, sau lumea presupune că e Marcel Ciolacu. Dar ar fi ceva de spus despre violențele din Germania. Cred că poliția intervine cu supramăsură astăzi și mâine probabil o să intervină, pentru că, cum spunea și Emilian Isăilă, suntem la începutul unui val de violențe care se vor desfășura cu ocazia campionatului european de fotbal și probabil poliția germană încearcă să inhibe, să reprime aceste tendințe din fașă. Totul se petrece pe un fond extremist, de extremă dreaptă, de fapt, din Europa, pe care l-am văzut cu toții la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Să nu uităm că l-avem pe tânărul Jordan Bardella în Franța, avem Spania, avem Austria, unde extrema dreaptă a obținut un rezultat extraordinar. În Germania, Alternative für Deutschland s-a clasat pe locul 2 în fața celebrului SPD, Partidul Social Democrat German. Deci există o întreagă tendință, o emulație de extremă dreaptă în Europa, pe care numai o schimbare profundă de paradigmă a establishmentului consacrat european, fie că vorbim de cel de la Bruxelles sau cel din statele membre, o poate inhiba, pentru că principalele probleme pe care le reclamă tinerii, că în principal ei sunt cei care au girat prin vot extrema dreaptă, sunt politicile de migrație foarte favorabile, costul extrem de ridicat al vieții, în special după pandemia COVID și după războiul din Ucraina, care a ridicat prețurile la energie și multe, multe altele. Deci, dacă nu se face ceva, dacă nu se întâmplă ceva, rând pe rând, la alegerile locale, la alegerile naționale, mai bine zis, extrema dreaptă va căpăta tot mai multă legitimitate prin vot. Și asta este foarte periculos. E foarte important să ne uităm cine lângă cine va sta în tribune la acest meci, că ați văzut cât s-a discutat în România după ce Nicușor Dan și Nicolae Ciucă au fost văzuți umăr la umăr la meciul tricolorilor, echipa de aur a României, pentru că George Simion și Marcel Ciolacu sunt în același timp, simultan, nu știm dacă sunt împreună sau nu, e posibil să nici nu se vadă, e posibil să evite să fie fotografiați umăr la umăr, că cine știe ce mai este, nu? Laura, din câte știu eu, pe George Simion, cred că va sta în galerie. Are experiență. Da, asta e o referință la trecutul său de microbist care era implicat. Deci ce microbist? Șef de galerie, organizator? Da, exact, da, da. Implicată. Deci nu cred că va sta la tribuna oficială, unde va sta prim-ministrul a României. Mi-e greu să cred că domnul Marcel Ciolacu va lua loc la peluză sau unde sunt... Nici nu poate. Da, nici nu poate. Poate, pentru că este un oficial român, exact, aflat, exact, în vizită în alt stat, da. Dar are o relație foarte bună cu cancelarul Scholz. E greu de crezut că îl vor lăsa în altă parte decât în zona demnitarilor. Ciolacu ar vrea să transmită un mesaj așa de smerenie și modestie, din păcate e și premier și n-are rol. Încă nu știm cu ce a plecat, dacă a plecat cu avion de linie, dacă s-a dus cu autobuzul, cu trenul, sper că mașina personală. Sper că i-am împrumutat Claus Iohannis avionul.